luați mai multe, noi așa. Și te-am scăpat de voi. Cred că da. Deci, mama ia să vezi la ușa ta, te-a adus așa un coșuleț cu o trandafir. Și a să dau întrebarea de la cine este. Ne spui? Hai, încercare. Deci de la suroara ta, da? Care este peste hotare. Ai avut cuvinte de felicitare, după cum am observat, la rețelele de socializare. Însă, uite, ne-a rugat foarte frumos ca acest coșulet să ajungă la tine. Sincer, la mulți ani și că te iubește foarte mult, da? Ne-a bătut foarte tare la cap ca să ajungă acest buchet și noi o să facem pentru ea. Te rog frumos! Să mai ieși o tortă. O să vorbești cu colegii tăi și cu bătura. Și câteva cuvinte de acolo. Uite ce mulțumesc mult, chiar dacă nu ești alături... Asta nu știu. Dacă nu ești alături de mine, acum m-ai surprins și mi-ai făcut o surpriză foarte plăcută. Și mi-e doar de tine. Mulțumesc. Să nu mă pasă de ură. Mulțumesc, Ana, și noi venim cu tine, la mulți ani, să fii sănătoasă, să zâmbești, da? Și să fii mereu optimistă. La mulți ani!